Bună ziua, dragii mei, sunt ora Tarotela cu etalarea voastră intimă pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în nodul Nord, în Scorpion. Cărțile, în principiu, sunt amestecate, dar arată că cineva va dori foarte mult, da, șase de băte, s-ar fi mulțumit cu o simplă atingere sau să vă privească, pentru că vă vede foarte seducători. Și totuși, să zicem că ați ajuns într-un moment mai intim, dar au fost niște discuții verbale. Cineva a încercat să-și impună stilul, eventual oral, pentru unii dintre voi, dar a fost o nepotrivire. Eu aici văd o nepotrivire în felul în care abordați voi dragostea și, evident, sexul. Dar după 6 de băte și 4 de spade, văd un 8 de băte. Vreți să mergeți, eventual, total diferită relația, către altcineva, ca asta înseamnă 8 de băte, mergeți. Vreți un partener care vă hrănește, care își face timp pentru voi, care este senzual, care vă stimulează pe toate căile, în toate felurile, da? Sunteți dispuși să sacrificați multe pentru acest gen de parteneriat care v-ar vindeca. Știți că împreună, vai ce frumos, temperanța, poate aveți planete unul sau altul în săgetător, scorpionul și asul de cupe și 3 de băte. Vreți o colaborare cu acest nou personaj care, iar semn de foc, vine în viața voastră. Știți că împreună, iubindu-vă împreună, asul de cupe a apărut și la etalarea principală, vă puteți transforma unul pe celălalt și vă puteți vindeca, pentru că așa se întâmplă la Scorpion. Pentru Scorpion și cei care au planete în Scorpion, sexul, dar zicem sex la modul foarte simplist, de fapt este un moment în care voi vă vindecați, nu faceți sex, faceți dragoste. Scorpionic, cam asta fac, dar o dragoste care vindecă, repet, care vă conectați la Kundalini și prin Kundalini, am zis mai devreme, sau și în alte cazuri, vă conectați la spiritualitate și vă vindecați de frici, de blocaje și de eu știu ce alte lucruri. Scorpion, ia uite, împăratul, iar apare semn de foc, să zicem, și faetonul. Iar regina de băte, măi, tot apare semn de foc, semn de foc și apare și taurul pentru unii, măi, da, împăratul, cineva născut în aprilie, berbec sau taur pentru unii, dacă nu, puteți să fiți și voi, pentru că împăratul în general se ia, vedeți, să pun și brițul. Împăratul se abține. Posibil că și voi vă abțineți într-o poveste, posibil că și ei se abțin până reușiți să mergeți împreună, da? Faetonul, mergeți. Să vă întâlniți eventual cu mașina, să mergeți undeva, într-un loc privat, în care să vă arătați pasiunea pe care o simțiți unul pentru celălalt. Posibil ei vă văd extrem de seducători, extrem de seducători, da? Posibil în felul în care vă îmbrăcați, vă dezbrăcați, există niște gesturi pe care ei le consideră absolut delicioase. Însă, ideea este că nu doar că vă văd seducător, dar acest personaj chiar își dorește, ia uite, asul de băte, de monede, iar a apărut. Își dorește o relație stabilă cu voi, își dorește să se angajeze cu toată ființa în acest parteneriat intim și nu doar intim. Scorpion în continuare. Scorpion, iunie. Vedem cum apare Scorpion, iunie. Eu am văzut cupluri foarte interesante între Scorpion și Berbeci. Foarte interesante cupluri. Sau, în fine. Repet. Ok. Ia uite. 5 de spade, gelozii, conflicte mentale, dacă să fiți împreună, mai ales persoana care se abține, voi sau ei. 5. 5 aprilie, 4 mai, depinde. Cineva încearcă să domine o situație, nu prea am voie să arăt asemenea cărți, nu. Cineva încearcă să domine mental. Eventual are niște fantezii mai ieșite din comun care au dus la un trio, au dus la niște dezamăgiri. Exact aceste fantezii și își dorește iertarea. Își dorește iertarea, dorește să comunice că de fapt
am senzația că cineva vrea să-mi lase în spate acele fantezii extreme și să simtă că am văzut astfel de cupe. Vrea cineva, unul dintre voi, bănesc că bărbatul, da, vrea să simtă cavalerul de cupe emoții pe care le-a ținut în secret, să simtă profunzimea, vorbim de lună, profunzimea emoțiilor pe care le simte doar în preajma voastră și vă așteaptă să i-ați așteptat, așteaptă la drum pe voi, da. Așteaptă să echilibrați situația în cazul în care au fost conflicte verbale sau conflicte mentale. Dacă să cedați sau să nu cedați, că cineva se abține cu toată forța. Uf! Și asta cum a apărut? A apărut pe diagonal, în fine, pe diagonal, pe orizontal. Până una alta, apare 9 de monede. Pe de o parte, dacă cineva a fost foarte obsedat sau voi ați fost obsedați de cineva, vreți să tăiați legătura, stringurile între voi și așa, asemenea persoană care s-a simțit că v-a controlat într-un fel sexual pentru unii dintre voi. Posibil încă mai aveți fantezii și fanteziile astea vă stresează. Voi vreți pe cineva care să lupte pentru voi, nu cineva care încearcă să domine, iar asul de cavalerul de spade. Vreți pe cineva care vă oferă relații de lungă durată, stabile, da, și nu doar relații, ce vorbim de intimitate, momente în care să vă iubiți de dimineața până seara, nu să terminați așa repede, da? Ia uite, regele de monede și doi de cupe. Vreți un suflet pereche cu care să simțiți momentele de intimitate. Și vreți momente care durează. Ia uite, asul de băte, pasiune, nouă pasiune. Vreți o nouă pasiune cu cineva. Din acest motiv a apărut și nouă de monede invers. Vreți să tăiați, ce am zis și la prima etalare, da? Let go, lăsați în urmă ce nu v-a prit, lăsați atașamentele ca să puteți manifesta, nouă este și sfârșit de ciclu, să manifestați eventual 10 de monede, persoană de lungă durată care vă aduce multe satisfacții, care vă onorează, care vă pune acolo pe locul acela special. Da? Interesant. Cam atât ar fi. La capitolul intimitate am vorbit un pic mai repede pentru că oricum am vorbit o oră și ceva la prima etalare. Dacă cineva nu v-a oferit, împăratul, nu v-a oferit satisfacțiile pe care le doreați din cauza acestor conflicte, nevoia de a domina eventual pe celălalt, tăiați stringurile. Pe de altă parte, mai există și varianta ca unul dintre voi în noua această poveste să se abțină foarte mult, să aibă un conflict mental în legătură cu această împărtășire la nivel intim și unul dintre voi, cel puțin, îl adorați extrem de mult pe celălalt, însă v-ați mulțumit și cu un gest de simplu, de tandrețe, cu o discuție, cu o atingere. Dar evident că trebuie să mergeți mai departe. Voi fi coerentă? Sper că sunt coerentă, da? Aveți multe fantezii care vă stresează foarte mult. Hai să clarific totuși 9 de monede. Ia, clarificăm 9 de monede. A rămas așa, parcă în coadă de pește. Nu știu ce simțeam, să mai dau niște detalii. Și sper să se simtă diferența între mesaje, chiar dacă uneori par la fel spuse, dar există niște nuanțe diferite. Uf, prea multe, nu prea multe. Ah, 9 de cupe, asta vă doriți? 9 de cupe să ieșiți din mincioi și din singurătate. Vreți să vă vindecați, iar apare temperanța. Vreți să vă vindecați, să vă echilibrați emoțional. Vreți pe cineva care vă umple toate cupele, vă satisface și își acordă timp pentru satisfacția voastră, da? Vreți să fiți sinceri unul cu celălalt, să vă împărtășiți vulnerabilitățile și defectele și calitățile, să nu vă fie jenă de defecte, da?
Vreți lumină între voi, nu mai vreți să stați izolați, nu mai vreți să stați lângă persoane care nu își arată, da? Care nu își arată dorința, care nu arată aceeași pasiune, măi, sunteți scorpion, da? Care nu arată aceeași pasiune pe care o simțiți voi pentru celălalt. Care nu simt, poate nici nu simt. Hai să zicem că unii nu arată, dar unii nici nu simt, da? Și eventual unii dintre voi a stat, unii, astați, v-ați uitat în jur, ați văzut cum... Unii chiar ați fost trădați și v-ați izolat după această trădare. Dar, repet, tăia stringurile pentru unii dintre voi. Pentru că vă doriți pe cineva care vă adoră, vă doriți pe cineva care vă adoră, da? Și vă umple toate cupele. Nu vă doriți pe cineva care încearcă să vă domine mental și sexual, evident. Am această etalare, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!